România a făcut o figură frumoasă la turneul de verificare din Ungaria, câștigând toate cele trei partide pe care le-a susținut. În primul duel, tricolorii au învins cu scorul de 3 la 1 reprezentativa Israelului, 25-12, 28-26, 22-25 și 18-25, iar în celălalt meci al zilei, Suedia s-a impus cu 3 la 0 în fața Ungariei. Selecționerul denuț Pascu a trimis în sextetul de bază patru jucători de la volei municipal Zalău, centrii Răzvan Mihalcea și Mihai Gheorghiță, secundul Marian Bala și liberoul Adrian Feher. Victorie cu același scor și în cel de-al doilea meci pentru România, care s-a impus cu 3 la 1 și în fața Suediei. Cele mai multe puncte pentru național la țării noastre fiind realizate de centrul Răzvan Mihalcea. Tricolorii au dispus și de reprezentativa Ungariei, tot cu scorul de 3 la 1 la seturi 25-21, 25-17, 24-26 și 30-28, cel mai eficient jucător fiind universalul Craiovei Laurențiu Lică. În urma celor trei victorii naționale a țării noastre s-a clasat pe primul loc la turneul din țara vecină, iar selecționerul Denuț Pascu s-a declarat mulțumit de evoluția echipei, spunând că s-a văzut un progres de la un meci la altul. Pe lângă cei patru jucători pe care Pascu i-a trimis în sextetul de bază, de la cele două echipe sălăjene de volei au mai fost convocați Vlad Tebieș, Andrei Georgescu și Mihai Mărieș, ultimul fiind jucător legitimat la Phoenix și Mleu Silvaniei. Reveniți în țară, tricolorii vor continua pregătirea pentru cele două turnee de calificare la Campionatul European de anul viitor, primul turneu fiind programat în Muntenegru în perioada 17-19 mai, iar al doilea în Croația o săptămână mai târziu. Pe lângă Muntenegru și Croația, România o va avea ca adversară în preliminariile Euro 2015 pe Olanda.